Ai pe capul meu, dar de ce n-ai? Bă, ia gata, te mai smior că e atâta, mă, că nu mă pot concentra. Mă, fericire, dar de ce ai dat în mine? Ce ți-am făcut eu ție, mă? Ia vezi, mă, ce mesaj ai primit. Că la lumină, e, n-am plătit lumină, că altceva n-are ce să fie. Stai, mă, că m-ai gândit cu telefonul. Ia, dă-mă să văd și eu. Ce să vezi, mă? Bă, pune telefonul pe masă. Tara! Ma! E blocat. Zi cod. Tu, a, codul. S-am uitat codul. Lasă că mi-l aduc aminte și așa. Ești atent? Da. 00 0 0. A mers! Păi citește, mă, ce scrie. Ia citește, mă! Vino repede pe la mine ca să, dacă vrei să ne vorbim, că a plecat bărbatul meu de acasă. Vino repede ca să nu se întoarce. Ca să plătești lumina. Nu! Mi-e dor de tine, pupici. N-are cum, n-are cum. Mă, așa scrie? Mi-e dor de tine, pupici. Iam? Da. Bă, ăsta nu e de la lumină, mă. E de la lumină, mă. Nu e, bă, de la lumină. Bă, nu e de la lumină. Eu așa am crezut că e de la lumină. Dar o fi greșeală, mă. E greșeală, mă. Bă, Gianni, mă. Bă, nu e, mă, greșeală, mă, că eu cunosc numărul ăla, mă. Hai, na, dar unde e chiar cum ai făcut curios al cu el? El nevastă mea, mă. Nu, mă, el nevastă mea, mă. Nu. Ba da, mă, el nevastă mea. N-are cum să fie al nevastă. Bă, Dorele, dacă spun că e al nevastă mea. N-are cum, mă, că e de la una care are Gianni o combinație cu ea. Știi, ca să mă facă cunoștință și cu mine, să mă cunoască și pe mine. Ia da mai devreme mesaj, mă, să vină încoace, să mă cunoască și pe mine, să... Și eu! Asta, dracu, de aici, de vezi că ești prost. Păi ce, mă, tu știi numărul nevasta lui Frigier, că a zis că nu e ăla? Nu e ăla, mă, că n-are cum să fie. Bă, ce, mă, ești prost, mai uita, mă, că ne-a zis Gianni mai devreme de combinația lui cu nevastă două zile pe săptămână, două ore pe zi, mă. Păi așa, mă, și asta ce înseamnă? Că poate să fie numărul nevasta lui Virgil dacă ăsta zice că e al ei? Poate, e? Păi normal, ce dracu. Deci, domnul Virgil, eu cer scuze că din aș știut. Ia vezi, mă, ce... Ia vezi ce zice. Zice așa. Haide, mă, de ce nu răspunzi? Răspunde. Răspunde-i, mă. Hai, mă, Fricele, mă, că eu înțelegere la mijloc, mă, știi ce zic? N-are cum să... Zic. Zi, mă, ce zic eu, mă. Vino repede până la bobiță ca să mă pupi. Hai de capul meu. Deci, domnul Fricel, vă rog eu frumos să mă iertați, că eu chiar n-ai tu, n-am nicio... Ia să-mi dai, mă, banii înapoi! Lasă de tăi, dracu, că banii iau eu, nu mai te iară. De ce, mă, că-i banii mei pentru training? Mai, ciu-ciu training. Hai, bă, tă banii, nu mai sta atâta să te mai... Ia, mă... Mă, hai, mă, ce tot scrie acolo? Bă, nu mi-a plăcut teacul ca să mă pup, că vi se pare așa, că e ca siropoasă. Fii atent, aiez așa. Vino repede până la bobiță, că mor de dorul tău, inima îmi plânge, plânge, plânge până la lacrimi. Am trimis. Deci ca să nu se prindă că e manevră. E bun. Hai, în capul meu. Deci, Firițele, nu e vina mea, mă. Eu n-ai știu, mă, că cum dacă... Cum, mă, nu e vina ta, mă? N-a fost ideea ta, mă? Ce vorbești, mă, unde a fost ideea mea? A fost ideea ta că a venit înăuntru. Ia stați așa, că răspuns. Vin acum, dar nu stau mult. Inimioare. Hai, în capul meu. Tot ăla lumina e, mă. Mamă! Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.